Ziua internațională a copilului este în viziunea multora o zi în care celebrăm copilăria. Cei care sunt acum copii abia dacă știu cât sunt ei de importanți pentru oamenii mari. Nici nu știu ce ar trebui să facă într-o astfel de zi și sunt extrem de emoționați dacă sunt întrebați cum e să fii copil. Ce trebuie să se întâmple în ziua copilului? Fă-mi baloane, aducem aia ca să facem prăjituiele. Și mai facem ceva. Mătuiam prin gădii. Ce aștepți tu de ziua copilului? Să facem o petrecere. Și cadouri aștept să primești? Da. Ce cadouri? Fain. Cam ce să fie așa fain? Un robot. Ce aștepți tu de ziua copilului? Petrecere faină. Și cadouri aștept să primești? Ce? Da. Ce? Mașinuțe. Tu ce aștepți să primești? Petrecere. O petrecere. Vreau să mi o petrecere să am și o păpușă. Vreau și o mai vreau o păpușă Barbie și un machiaj. Cine ești tu astăzi aici, costumată? În ce te-ai costumat? În scufița noastră. Și ce faci tu de ziua copilului? Eu beau un suc. Beau o păzitură. Atât? Da. Și mai beau o mașinuță. Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva, la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus Ziua Copilului. În anul 1954, Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite, UNICEF, a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să dispună de o zi la așa numita Ziua Copilului.